Mai multe aeronave de luptă au aterizat seara trecută în România. Este vorba despre patru avioane Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene care au ajuns la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu din Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor aeriene române, detașamentul italian, format din aproximativ 150 de militari, va executa împreună cu militarii forțelor aeriene române misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO pentru următoarele șase luni. De asemenea, șase aeronave ale forțelor aeriene spaniole au aterizat la baza de la Borcea din Călăraș. Detașamentul spaniol va lua parte la misiuni alături de militarii români timp de patru luni. Misiunile au ca scop dezvoltarea capacității de reacție și descurajare.